Bună seara, bun găsit la Metropolis. Începem săptămâna cu soare. Mult soare care, spun eu, vine în ajutorul constructorilor și vor să se apuce de treabă. Vor să se apuce de treabă asta dacă și-au pregătit și utilajele. Și apropo de asta, zilele trecute am participat la cea de-a doua sesiune a unei conferințe organizate special pentru a ajuta antreprenorii din domeniu și jucătorii din zona construcțiilor. Conferința Mașini și Utilaje pentru Construcții a avut loc săptămâna trecută. S-au adunat cei mai importanți jucători din industrie. Am fost și noi prezenți acolo, am stat de vorbă cu câțiva dintre ei și chiar am găsit câteva soluții practice în care constructorii pot strânge puțin bani deoparte, astfel în așa fel încât să-și mai reducă cheltuielile pe care le au. Și una dintre ele ar fi apelarea la utilajele de construcție, cele de închiriat. Aici nu vine vorba de salvarea unui mare buget, dar cu siguranță contează pentru un constructor atunci când își face planurile și începe la început de sezon de lucru să demareze toate aceste activități. Totodată și pe segmentul taxelor și impozitelor o să avem o discuție foarte interesantă cu unul dintre tax managerii care au fost prezenți în cadrul acestui eveniment. Vă las să urmăriți materialul, după care ne întoarcem aici la Metropolis. Profitabilitatea și reducerea costurilor de operare a constructorilor au fost subiectele celei de-a doua conferințe Mașini și Utilaje pentru Construcții, care vine în sprijinul antreprenorilor și jucătorilor din domeniu. În continuare, miza este optimizarea și eficientizarea procesului de achiziție-vânzare de utilaje pentru construcții, cu ajutorul unor soluții inteligente și găsirea de soluții optime la nivel de taxe și impozite. Din punctul meu de vedere, pentru mine și pentru membrii asociației, nu cred că va fi o surpriză. Cei care nu își plăteau taxele oricum o să continue să nu își plătească taxele, iar cei care se chinuiau să-și plătească taxele la zi corect și complet, vor avea din ce în ce mai multe probleme pentru a satisface cerințele fiscale. Ca de obicei, se elimină efectul și nu cauza. Cauza principală fiind aplicarea discreționară a legilor existente cu privire la colectarea taxelor. Nivelul de colectare al taxelor în România este foarte scăzut. În loc să crești eficiența cu care colectezi taxele, cresc numărul și valoarea taxelor existente. Rezultatul e previzibil, nu e nicio surpriză, probabil că mai multe afaceri vor merge către zona gri și negru față de ce a existat până acum. Care colectezi taxele, cresc numărul. A fost introduse foarte multe modificări care sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2014 și care ar fi de interes și pentru domeniul construcțiilor. Una dintre ele se referă la impozitul pe construcții speciale, la care este de interes să vedem în continuare dacă într-adevăr se va modifica baza de impozitare și anume acest impozit să se aplice pe valoarea fiscală net. Este de interes să vadă în continuare dacă acest impozit se va aplica la valoarea contabilă netă și nu la valoarea contabilă brută, așa cum se prevede în prezent. De asemenea, un alt subiect important pentru cei din domeniul construcțiilor prevede faptul că au posibilitatea să ceară dobânzi de întârziere pentru rambursările efectuate în ultimii 5 ani, pentru care termenul de 45 de zile prevăzut de către codul depozitor fiscal nu a fost acceptat. Un alt subiect important pentru cei din domeniul construcțiilor. Că anul acesta este un an electoral. Noi am observat la începutul acestui an achiziții majore a principalilor jucători pe piața construcțiilor. Achiziții majore însemnând în mod special echipamente din clasa heavy, cum le denumim noi, adică excavatoare, buldozere, încărcătoare de capacități mari. Aceasta este tendința pe care o simțim. Bineînțeles că noi toți trebuie să ne aliniem la solicitările pieței, făcând tot posibilul ca noi să avem stocuri pentru aceste echipamente, pentru că observăm că toți cei care doresc să facă achiziții de utilaje de construcții doresc să facă achiziții imediate, adică nu au timpul necesar sau achiziția nu doresc să se prelungească pe o perioadă mai lungă de o lună, două, tot procesul de achiziție. Observăm că toți cei care doresc să facă achiziții de utilaje de construcții doresc să facă achiziții imediate, adică nu au timpul necesar sau achiziția nu doresc să se prelungească pe o perioadă mai lungă de o lună, două, tot procesul de achiziție.
Mi se pare plauzibil dacă un mare jucător din industria construcțiilor alege să își cumpere utilajele de construcție atât timp cât va avea în vedere faptul că le va folosi pe termen lung. Și asta mă refer aici la 2-3 ani de zile. În momentul în care ți-ai cumpărat un utilaj de construcție, te gândești că ar trebui să folosești la capacitate maximă ca într-un viitor destul de scurt să-și facă amortizarea pentru acea investiție. Nu mai punem celelalte costuri de întreținere și alte costuri operaționale cu un astfel de utilaj. O idee foarte bună a venit în cadrul acestei conferințe și se spunea că, domne, de ce unii constructori continuă să cumpere utilaje când ar putea pur și simplu să le închirieze așa cum fac foarte mulți din afară? Astfel ar trebui să scutească undeva la 30-40% din bugetul alocat pentru astfel de utilaje. Și iarăși o altă problemă care ne-a atras atenția și erau foarte mulți jucători din domeniu nemulțumiți de faptul că se introduc tot timpul noi taxe, ba, se majorează cele pe care deja le avem. Și astfel, de ce nu s-ar focusa toată atenția asupra managementului taxelor care sunt deja impuse și eficientizării colectărilor? E bine, aici părerile erau împărțite. Membrii ARACO și ceilalți oameni prezenți în cadrul conferinței s-au oprins puțin când a venit vorba de strângerea și colectarea, eficientizarea acestor taxe. Asta pentru că poate unii dintre ei nu sunt 100% în legalitate cu anumite mici aspecte. Nu ne mai miră acest lucru când vine vorba de unii constructori care încearcă să fenteze puțin statul. Dar trecem peste acest aspect și sperăm ca în timp ușor lucrurile să se reglementeze pe această parte cu taxarea. O să vorbim undeva, cred că pe săptămâna viitoare, o să abordăm acest subiect cu închirierea utilajelor de construcții și o să vedeți că este o piață extrem de mare și de valoroasă. Asta dacă este exploatată așa cum trebuie și o să cunoașteți povestea unui antreprenor care a importat toate ideile de afară și astfel cu o firmă mică pe care a construit-o aici în România a reușit să o ducă la nivel internațional de management și să atragă alte 2-3 țări care au investit. Și împreună ei formează un grup de asociați care asta fac, închiriază utilaje de construcții. O să cunoașteți povestea undeva pe săptămâna viitoare. Dar până atunci există și orașe care evoluează ceva mai într-un ritm, ceva mai alert. Mă refer aici la noi în România și vorbim despre orașul Cluj-Napoca, denumit așa, puțin modern, Silicon Valley de România. Mai aveam încă un oraș care era denumit astfel, dar la capitolul construcție, ingeniozitate, prețuri și expansiunea rapidă pe care o are orașul Cluj-Napoca, o să vedeți în materialul următor. Vedeți și dumneavoastră dacă sunteți de acord până la urmă. Eu zic că este o evoluție într-un sens pozitiv, asta pentru că prețurile din Cluj-Napoca se cam bat puțin în cap în cap și locurile de muncă sunt cam pe la același nivel cu locurile de muncă din București. Mă refer aici nu neapărat din punct de vedere financiar, ci al numărului de locuri de muncă. De asemenea, la început de an, autorizațiile de construcții au fost puțin mai jos comparativ cu anul trecut, dar vorbim aici despre luna februarie, pentru că cei de la Institutul Național de Statistică au eliberat un document prin care arată numărul de autorizații emise pe ultimele luni. Dacă ne uităm puțin în luna februarie, acesta era mai scăzut. Bine, nici vremea nu a fost ea fantastică și n-a ținut cu constructorii, dar pe viitor se pare că vremea va fi numai bună pentru construcții. De asemenea, cei care mai treceți pe splaiul Independenței, ați urmărit proiectul Casa Radio. Aici este o întreagă controversă ce ține de administratorii Plaza Centers și de statul român care a semnat în 2011 contractul cu Plaza Centers, care a dus în insolvență firma și așa mai departe. E o întreagă poveste aici, dar o să vedeți că îi bat puțin în retragere și apoi revin asupra unei clauze. Urmăriți acum știrile din imobiliare și ne întoarcem imediat. În Cluj-Napoca se dezvoltă cu rapiditate viitorul Silicon Valley al României, un proiect care va atrage bani grei și foarte multe creiere. Însă nu este singura ancoră de dezvoltare a orașului. Joburile de aici sunt aproape la fel de multe ca în București, piața rezidențială înflorește, iar clădirile de birouri atrag tot mai multe companii mari. Ritmul rapid de dezvoltare a orașului Cluj-Napoca face din acesta noua vedetă a României, din mai multe puncte de vedere. Număr de locuri de muncă, anvergura viitorului oraș în oraș, tranzacțiile pe piața birourilor și prețurile locuințelor. La Cluj va fi construit un orășel precum Silicon Valley, care să reunească firme de IT și locuințe pentru specialiști, investiția fiind estimată la 300 de milioane de euro. Cluj-Napoca este orașul cu cel mai mare avans al prețurilor pe segmentul rezidențial în luna februarie, respectiv 5,4%.
Apartamentele vechi scoase la vânzare în oraș au înregistrat luna trecută o creștere de preț de 0,3%, de la 978 la 981 de euro pe metru pătrat și sunt acum cu 1,1% mai scumpe decât în aceeași perioadă din 2013. Dacă în București sunt disponibile 1447 de joburi, Clujul numără 1365 de oferte la nivel de județ, iar printre companiile care creează locuri de muncă aici se numără Bosch, Porsche și MedLife. Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a scăzut în primele două luni cu 1,7% la 3760. Cele mai multe scăderi sunt înregistrate în regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est Oltenia și Centru, potrivit unor statistici INS. Totuși au fost și ceva creșteri care s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare. Vest, 63 de autorizații, București-Ilfov cu 54 de autorizații în plus, regiunea Sud-Est cu alte 24 și Nord-Vest cu alte 15 autorizații. În luna februarie s-au eliberat un total de 2187 de autorizații pentru construirea de clădiri rezidențiale, din care aproape 65% sunt pentru zona rurală. La începutul anului 2011, compania imobiliară Plaza Centers, controlată de omul de afaceri izraelian Mordechai Zizer, care trebuia să dezvolte proiectul de centru comercial pe locul casei radio din capitală, își suspendase activitatea în România. La vremea respectivă, Plaza Centers intenționa să investească în proiecte cu o valoare totală de aproape 2 miliarde de euro, cel mai mare dintre acestea fiind Dâmbovița Center, construit pe platformă de 600.000 de metri pătrați a casei radio. În prezent, dezvoltatorul vrea să modifice mai mulți termeni din parteneriatul public-privat încheiat cu statul român pentru proiectul imobiliar Casa Radio, care prevede construcția inclusiv a unei zone rezidențiale, componentă care însă nu se regăsește în puzul obținut deja. Contractul încheiat cu statul român prevede construcția, pe lângă birouri, spații de retail și hoteluri, și a unei zone rezidențiale. Pe de altă parte, puzul nu prevede și zona rezidențială, iar acest lucru ar descuraja cumpărătorul și nimeni nu ar mai cumpăra locuințe care nu se regăsesc oficial în documentele de construcție. Totuși se dorește modificarea prevederilor contractului potrivit puzului și să se construiască doar birouri, retail și spații hoteliere cu mențiunea ca termenii comerciali să rămână neschimbați. Plaza Centers, care a intrat în reorganizare judiciară în acest an, deține o participație de 75% din proiectul Casa Radio, într-un parteneriat semnat în 2006 cu Ministerul Dezvoltării. Da, sper că sunteți impresionați puțin de Silicon Valley, de România și dezvoltarea acestuia. Dacă vorbim puțin despre dezvoltare, Bucureștiul s-a dezvoltat fenomenal de mult în ultimii ani de zile și cu toate acestea gurile rele spun că prin centru nu se mai găsesc terenuri de construit. E bine, dacă stai puțin să le iei așa la puricat, eu zic că mai găsești niște terenuri bune de construit, ansambluri rezidențiale care să întrunească toate facilitățile. Astăzi, imediat după pauza de publicitate, o să măriți stadiul construcțiilor unui ansamblu rezidențial care mizează 60-70%, spun eu, pe poziție. Poziția excelentă în care se află cu toate facilitățile fac din această locație una de râvnit pentru cei care vor să-și cumpere un apartament care să fie, știu, aproape de grădiniță, aproape de spital, aproape de un hipermarket și, cel mai important, o gură de metrou și alte mijloace de transport în comun. Urmăriți imediat după pauza de publicitate un ansamblu rezidențial poziționat excelent. În prezent, miza constructorilor este una destul de mare când vine vorba de alegerea locației în care vor ridica un ansamblu rezidențial menit să întrunească toate condițiile necesare pentru a se vinde cu cât se poate mai bine unitățile locative pe care le au. Constructorii au mizat foarte mult pe zonă și pe calitatea lucrării, dar, așa cum v-am spus la început, cel mai important este locația în care ales să construiești și cu greutate în ziua de astăzi mai găsești o locație centrală atât de bine poziționată pentru următorul ansamblu rezidențial. În ediția de astăzi vă prezentăm stadiul lucrărilor de construcție ale unui nou complex rezidențial din zona Cotroceni. Amplasarea centrală, cu avantajele accesului rapid către toate punctele de interes din București, atât cu mașina cât și cu orice mijloc de transport, metrou, autobuz, tramvai sau troleibuz, precum și proximitatea unui hipermarket, mall și câteva parcuri majore, face din ansamblul Onyx Residence un concurent serios la titlul de acasă. De ce această locație?
Locația este semicentrală, cu acces rapid către centru și către ieșirile din oraș, pe patru direcții principale: Splaiul Independenței, Calea Plevnei, Pasajul Basarab și Șoseaua Cotroceni. Asta îl face foarte ușor accesibil într-un termen foarte scurt. În afară de accesul foarte rapid, atât în inelul de tranzit, cât și pe direcția de ieșire sau de intrare în oraș, ne bucură să avem foarte multe servicii în zonă. Într-o arie până la 15 minute avem 16 școli, 14 grădinițe, 17 licee, o zonă universitară puternică, mall și hipermarket. Am încercat să construim un concept puternic și echilibrat, cu o structură variată de unități care sunt dotate și gândite pentru clasa mediu, mediu plus. Am căutat să stabilim o politică comercială care să facă niște unități permisive și din punct de vedere al prețului, preț care până la urmă e dat de suprafață, și din punct de vedere al termenilor de plată. Practic, ce facem e să ne mulăm pe cerințele cumpărătorilor. Dată fiind situația actuală, avem mai multe variante de care o să vorbească iarăși colegii mei pentru achiziționarea unor unități în proiectul nostru. Practic, până la urmă, e ca prețul să fie cât mai mic pentru o unitate bine gândită și cu, evident, toate serviciile la îndemână. În afară de asta, ce am remarcat asta a fost o creștere a cererilor pentru achiziția curată la dezvoltator. Foarte mult, un mare segment din potențialii cumpărători se orientează spre avansuri 15-25% cu plata ratelor eșalonate pe 5 ani. Varianta constructivă aleasă de către colectivul de proiectanți este una pe este o structură pe cadre de beton. Aceasta fiind aleasă din mai multe considerente. Care ar fi acelea? Ca și altfel ați ales și structura BCA și nu poroterm sau cărămidă. Dacă vorbim despre închiderile exterioare la care faceți referire, sigur, este vorba de închiderile perimetrale care le realizăm din cărămidă ușoară, tip BCA, care sunt folosite atât pe exteriorul blocului, cât și pe partea de interior la separarea locuințelor. La interior, compartimentarea a fost aleasă ca și variantă constructivă tot din materiale ușoare, de tip gips carton, pentru a da, dacă vreți, mai multă larghețe în alegerea compartimentărilor interioare și pentru punerea în operă mai ușoară a tuturor instalațiilor care urmează să fie montate la interior. Mulți, atunci când își cumpără un apartament, se gândesc la atât la izolarea fonică și la grosimea pereților dintre apartamente. Care este grosimea peretelui dintre apartamente? Grosimea este suficientă pe sistemul pe care îl folosim. Este un 25 de centimetri structura de BCA, peste care se aplică un strand fonoizolant din vată minerală, peste care vine placarea din gips carton. Deci rezultă un perete undeva la 32-33 de centimetri, care este suficient din punct de vedere al confortului fonic, dacă vreți, între unitățile locative. Și pereții despărțitori dintre camere? Ce grosime au? Pereții despărțitori dintre camere sunt realizați din structură ușoară de gips carton,
sistem cu dublă placare, care înseamnă un 70 de milimetri placă de gips carton, între care se montează vată minerală fonoabsorbantă. Care este stadiul lucrărilor de construcție în acest moment? La acest moment suntem în stadiul 1 al execuției imobilului în care ne aflăm, respectiv faza de structură. Suntem la structură etaj 8, închideri etaj 6. Stadiul 1 al lucrărilor urmează să-l definitivăm undeva la sfârșitul lunii mai, cele mai târziu. Între timp demarăm și stadiul numărul 2 al lucrării, respectiv începerea lucrărilor de instalații termice, instalații sanitare, instalații electrice, montarea lifturilor, demararea finisajelor pe interior și toate lucrările care trebuie să fie executate până la finalizarea imobilului. Fiecare casă scrie va avea câte lifturi? Două? Fiecare intrare de bloc, blocul este deservit de două intrări, practic. Avem câte 10 unități locative dispuse pe fiecare etaj. Fiecare bloc este, la fiecare bloc accesul se face prin două scări. Fiecare scară de bloc este prevăzută cu două ascensoare. Ansamblul este alcătuit din 5 blocuri, un regim de înălțime parter, subsol și 11 etaje. În momentul de față vindem apartamente doar din primul bloc. Avem în total 119 apartamente, garsoniere, apartamente cu două camere și trei camere. Ansamblul are și o parcare subterană. Există locuri de parcare și la suprateran. În incinta proiectului este amenajat și un loc de joacă pentru copii. În primul bloc sunt disponibile 119 apartamente, garsoniere, apartamente cu două camere și apartamente cu trei camere. Pentru cei care doresc suprafețe mai mari, pot achiziționa două apartamente care se pot uni. Garsonierele au suprafețele cuprinse între 40 și 50 de metri pătrați, apartamentele cu două camere între 60 și 76 de metri pătrați. Apartamentele cu trei camere au suprafețele cuprinse între 84 de metri pătrați și 95 de metri pătrați. În general, apartamentele sunt decomandate și au bucătăria separată. Terase spațioase, disponibilități atât la etajele inferioare cât și la etajele superioare. Etajul 11 oferă și o priveliște deosebită. Sunt și puțin mai luminoase. Cu acesta putem semna antecontracte în prezența unui notar. Avansul este cuprins între 15 și 25%, iar restul de preț se achită fie la predarea apartamentului, fie în rate la dezvoltator pe 5 ani. Complexul beneficiază de un număr suficient de locuri de parcare disponibile subteran și suprateran. Dezvoltatorul acestui complex face parte dintr-un grup de companii care s-au impus pe piața ultimilor ani și au construit branduri puternice, iar ansamblul prezentat astăzi este cel mai larg proiect de construcții dezvoltat până acum. Aflat în luna martie la execuția structurii etajului 9, primul imobil este precontractat în proporție de 30%. Continuăm să urmărim evoluția acestui proiect ambițios dintr-o zonă premium a capitalei, unde facilitățile sunt diverse și satisfac cerințele pieței. Cel mai important lucru, așa cum vă spuneam până înainte de prezentarea materialului, pentru un constructor este să-și aleagă zona în care dezvoltă și apoi lucrurile se vor aranja ușor-ușor. Pe măsura proiectului, unul ambițios, unul destul de mare și extravagant, aș putea spune, dar extravagant astfel încât să se alinieze la cerințele pieței. Dacă nu v-ați cumpărat un apartament, o locuință sau urmează să faceți acest lucru, trebuie să vă gândiți puțin și la stilul în care îl veți amenaja. În 2014, trendurile au luat-o puțin
așa, la vale, dacă îmi permite să spun așa, astfel încât sunt tot mai multe influențe inserate una între alta. Nu mă pricep eu chiar atât de bine la toate aceste detalii să vorbesc despre trenduri în materie de arhitectură și design, dar știu că ele influențează foarte mult piața rezidențială, dar și turismul. Mai multe detalii o să aflați imediat după pauza de publicitate și o să intrăm puțin să descoperim două stiluri și două elemente arhitecturale care satisfac piața în trendul care urmează în 2014. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate. Cald, primitor și fermecător, stilul rustic rămâne unul dintre cele mai îndrăgite stiluri în designul interior. Cu scopul de a introduce natura în cămin, acest stil constituie echilibrul perfect între simplitate și naturalețe prin fuziunea dintre elementele tradiționale și cele din natură. Stilul rustic este ideal pentru spațiile intime de dimensiuni nu foarte mari. Încăperea centrală dintr-un cămin rustic este bucătăria, suficient de mare încât să cuprindă și spațiul de luat masa. Simplitatea naturalului este regăsită într-un decor rustic atât la nivelul culorilor, cât și la cel al texturilor folosite. În privința paletei coloristice, stilul rustic este dominat de tonuri neutre de pământ, cât mai apropiate de natură. Mobilierul este din lemn masiv, cât mai puțin finisat, eventual sculptat sau pictat manual. În funcție de tradițiile fiecărui spațiu geografic, stilul rustic prezintă diverse elemente specifice. Stilul rustic, un stil arhitectural și un design deosebit care face din căminul dumneavoastră unul la care să te gândești cu drag atunci când termin programul sau trebuie să ajungi acasă, ba mai mult de atât când îți chemi niște prieteni să impresionezi. Este un stil și cât de bine s-a adaptat el pe piață și în 2014, cu cât putere intră în acest trend al stilurilor arhitecturale, ne spune Adela Pârvu, blog Home and Garden, jurnalistă de profesie. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! A scris la câteva reviste, precum Casa Lux, Domus sau Casa Mea. Sunt trei reviste la care ați participat. Vorbim puțin despre stilul rustic. Am văzut în imaginile de mai devreme și în materialul prezentat un stil care s-a adaptat destul de bine pieței din România și care contează foarte mult pentru turism. Asta pentru că răspunsul străinilor la vederea acestui stil implementat în, să zic eu, în pensiunile de la munte sau în casele românilor de pretutindeni are un impact pozitiv. În general, în perioadele dificile, adică acest stil rustic este limbajul universal nu doar pentru români, în general pentru oameni. De ce? Pentru că după o perioadă financiară, să zicem de criză, da, oamenii se întorc către stilurile care și-au validat în timp forța, ca să spun așa. Deci se întoarce lumea către ceva ce a trecut testul timpului. Iar rusticul este fără îndoială unul dintre aceste stiluri, alături de clasic. Dar motivul adevărat este că rusticul face apel la ceea ce, la visul fiecăruia dintre noi, adică fiecare visăm la un soi de libertate, un soi de independență pe care o casă la țară ți-o poate oferi. În România prinde foarte bine acest stil. De cât timp a început să prindă atât de bine stilul ăsta rustic? Pot să spun din experiența mea că de vreo un an jumate se simte mai pregnant acest stil. Și arhitecții din România au devenit mai atenți la cererile clienților și încearcă să reinterpreteze stilul rustic folosindu-se de tehnologiile moderne. De altfel, finisajele precum piatra și lemnul sunt prezente de vreo 4 ani în tendințe. Numai dacă mă gândesc la tot ce înseamnă placări ceramice, de exemplu, unde s-a ajuns la o imitare extraordinară a fibrei lemnoase în placa de ceramică. Deci, până la urmă, stilul rustic implementat corect de către un designer, un arhitect, poate fi o atracție pentru turismul românesc? Este fără îndoială o atracție, dar dincolo de asta contează foarte mult sentimentul, povestea pe care acest stil rustic o creionează pentru o pensiune, de exemplu, sau în turism. Am văzut la Poiana Brașov hoteluri chiar de lux. Extraordinar reinterpretat acest stil rustic și care atrage turiștii din toată lumea. De ce? Pentru că, până la urmă, stilul rustic este un limbaj universal valabil.
chiar dacă el are conotații diferite în materie de ornamentații sau folclor, ca să spun așa, elementele sunt aceleași. Lemn, piatră, țesături naturale, mici decoruri florale, adică sunt omniprezente, indiferent de nație, de popor. Și atunci, e, într-un fel, e o curiozitate să vezi cât de mult te poți identifica cu tradiția din altă țară. Bun, dacă ne uităm la o pensiune de la munte, putem spune că este ruptă din peisaj și de acolo este cabana respectiv amenajată pe stilul ăsta. Dar vine sezonul, vine vremea caldă, foarte multe persoane vor merge la mare, se deschide sezonul turistic pe litoral. În ce măsură poate avea un astfel de impact pozitiv atât pentru turistul străin cât și pentru cel român, un astfel de stil implementat pe litoral? Pe litoral este păcat că nu se folosește stilul dobrogean pe care îl avem, care presupune multă piatră, case din piatră cu olane, un stil care te duce cu gândul mai degrabă către Mediterana, dar sunt niște locuințe extraordinar de confortabile, care s-ar simți și în exploatarea clădirii, în sensul că nu ar mai trebui atâta curent electric pentru instalația de aer condiționat. De altfel, elemente de stil rustic la mare vedem prin umbrelele făcute din stuf sau din rogojini, le vedem prin tot soiul de amenajări exterioare cu lemn, sunt o grămadă de terase făcute așa, chiar anul trecut când am vizitat special în extra sezon să văd cum se pregătesc hotelierii de acolo și cei cu restaurantele, am observat acest stil foarte pregnant. Dar sunt și vreo două restaurante, dacă nu mă înșel, pe malul mării undeva în zona Mamaia Nord, care sunt făcute din piatră cu terasă din lemn ieșite spre mare. Da, este un stil care cu siguranță prinde. Și se potrivește foarte bine și la mare, pentru că dacă stăm să ne gândim la Italia, la Spania, la Grecia, care au atâta litoral, cu siguranță ne putem da seama că este vorba de un stil rustic adaptat fiecărei culturi. Deci și la noi s-ar putea și cu siguranță ar atrage. Dacă ne uităm puțin din punct de vedere al bugetului, stăm acum să conturăm puțin toate aceste elemente care până la urmă adunate înseamnă niște costuri. Nu peste tot găsești o căruță foarte veche să o amenajezi, să o pui în curte sau o roată sau eu știu ce alte elemente din lemn care pot da și interpreta cât mai corect acest stil clasic. Ele sunt foarte scumpe, corect? Nu sunt foarte scumpe și nu... Depinde ce înseamnă, nu sunt foarte scumpe. Da, acum. Exact, așa este. Eu când cunosc piața și știu, pot să fac diferența, nu știu, între un tapet de lux și un finisaj de piatră, care ți-l poate face un meșter de la noi, da, într-adevăr, pot să spun că nu este scump. Stilul rustic tocmai de aceea a atras peste tot în lume, pentru că este vorba de a folosi materialele locale și atunci costurile sunt implicit mai mici. Ele cresc în măsura în care se apelează la meșteri, pentru că meșterii sunt din ce în ce mai puțini, astfel încât ei să reconstituie tradiționalul autentic. Despre asta este vorba. Aici sunt costurile la manoperă. Dar stilul rustic de aceea atrage, pentru că dă impresia a ceva ce e rezonabil ca preț. Și prețurile la noi în România, spre exemplu la casele rustice din lemn, diferă foarte mult. Diferă foarte mult pentru că și tehnologiile diferă mult. Avem case din import, da, cu lemn finlandez, de exemplu, ale căror costuri pornesc undeva de la 600-800 de euro pe metru pătrat. Și avem meșteri din Maramureș care, după experiențe în Italia și Elveția, s-au întors în țară și îți fac o casă din lemn vechi, recuperat, de 120 de metri pătrați la 9.000 de euro. Adică diferențele sunt foarte mari. Oh. Și atunci, în această plajă, poți să găsești ceva care să fie conform bugetului tău. Condiția este, desigur, să ai și un teren, pentru că, așa cum zic și americanii, location, location, location. Degeaba ai o casă frumoasă dacă în jurul tău peisajul nu corespunde cu ea. Exact, tocmai despre asta am vorbit și mai devreme la un ansamblu rezidențial, despre locația aleasă. Trendul în materie de stiluri în 2014, așa cum discutam noi mai devreme, a luat așa puțin, nu știu, o întorsătură ciudată, în sensul că s-au cam îmbinat între ele stilurile. Nimeni nu vrea să fie stilul, nu știu, modern pur sau tradițional pur și mai inserează niște elemente. Adică unde faci o cabană din lemn, parcă merge să pui și o plită
plită electrică, nu mai pui o butelie și un aragaz, pui o plită de ultimă generație sau, eu știu, alte elemente. Păi și în materie de stiluri există o evoluție. Pentru că ar fi păcat, adică de ce să nu te folosești de tehnologie, de confort? Nu cred că există oameni care vor să se ducă, spre exemplu, într-o pensiune rustică, dar să aibă WC-ul în curte. Deci este vorba de a te folosi de dotările noi și de a le îmbina. Practic, evoluția acestor stiluri este ca într-o spirală. Dacă ne uităm de sus, avem impresia că ele stagnează, că sunt aceleași, dar de fapt sunt cu o treaptă mai sus. Deci, nu știu, n-aș vedea stilurile ca luând-o la vale, aș înțelege această personalizare care se dorește foarte mult ca un apanaj al lumii în care trăim, în care individualitatea este cea pusă în lumină. Social media despre asta vorbește. Companiile mari nu mai sunt atente la, neapărat la audiențe, așa, ci la individ, efectiv. Fiecare companie se străduiește să satisfacă vocea fiecărui consumator care se exprimă. E, așa este și în materie de stiluri. Fiecare designer, arhitect, și aici intervine rolul lor, pentru că într-o varietate de opțiuni îl ajută pe om să își găsească vocea. Bine, oamenii care, să zic eu, în ultima vreme, nu știu în ce măsură mai apelează la arhitecții, dar știu că acum câțiva ani de zile avea un arhitect care să ți personalizeze casa așa cum vrei tu, era considerat ca fiind un lux. Eu spun că în momentul de față nu prea mai e un lux să faci treaba asta și bahai musai, asta dacă ne uităm din punct de vedere estetic la cum arată anumite clădiri, am văzut și pe la munte, termopane în mijlocul munților și piatră făcută exact, mă rog, tencuială cum e blocul din militar sau din Berce sau de unde ar fi, exact așa a ridicat o cabană acolo. E bine, nu știu cine a dat voie să construiască așa ceva. Eu n-aș fi dat voie să construiască lângă casa mea, să zic, am o cabană de lux acolo sau dumneavoastră, oricine altcineva, să vină unul să pună un bloc cu 4 etaje, beton și termopane din sticlă. Sunt de acord cu tine, dar aici este deja o altă problemă. E vorba de autorizație, așa cum bine ai spus. Din experiența mea pot să-ți spun că designerii de interior au în continuare succes și succesul lor crește și este firesc așa, pentru că oamenii nu mai au timp. N-au timp, au bani, dar n-au timp. Asta este o meserie în sine. Ori ca să-ți amenajezi casa, culmea ironiei, întotdeauna când cauți ceva, atunci nu găsești. Și pierzi o grămadă de vreme, vreme în care tu ar trebui să ai un job de unde să-ți câștigi banii. Ca atare, designerii de interior, nu doar că sunt foarte activi, dar au devenit foarte flexibili în materie de prețuri. Dacă în urmă cu 4-5 ani lucrau cu tarife fixe, cuprinse undeva între 15-25 de euro pe metru pătrat, ei bine, acum te întreabă care este bugetul tău și încearcă să se încadreze în el, inclusiv cu onorariul lor. Corect, și-ți fac lucrarea până la capăt, da, așa. Da, și-ți fac lucrarea până la capăt. Un alt aspect, și acum mi-am amintit de un amic de-al meu de la munte, care exact așa a făcut la Râșnov, unde și-a făcut o pensiune, avea un gard de un kilometru și ceva din scândură și bușteni de lemn, i-a scos pe toți, i-a strâns, i-a prelucrat și tot mobilierul din cabană în momentul ăsta este făcut din lemnele respective. Tot ce s-a în mobilier de susținere la băi, pentru tablouri, oglinzi și așa mai departe. Vorbeam acum de costurile pe care le cere un arhitect, o casă de arhitectură. Același prețul ar fi valabile și pentru, să zic, amenajarea unui motel, unui hotel pe malul litoralului? Nu. Adică, în primul rând, există o diferență de tarif între ceea ce înseamnă servicii de design interior și servicii de arhitectură. Arhitectura implică o responsabilitate mult mai mare, adică este vorba de a avea grijă de siguranța în exploatarea acelei clădiri, pentru că dacă nu o concepi bine ca și structură și așa mai departe, corect, nu este în regulă. Plus că arhitectul de regulă se ocupă și de aprobări, de avize, de una de alta. În materie de arhitectură în domeniul turismului, n-aș putea să mă pronunț, dar cred că flexibilitatea arhitecților noștri este destul de mare și ea, mai ales după perioada cruntă de criză. Cum privesc străinii când vin în România stilurile pe care noi le avem? Și sunt varii, așa, multiple. Sunt la tot pasul, găsești tot felul de ciudățenii arhitecturale, plăcute unele, ce-i drept. Românii nu-și dau seama că străinii văd cu alți ochi țara noastră. Ei apreciază calitatea timpului. Nu se calează atât de mult pe estetică.
Adică pentru ei este, contează experiențele pe care le trăiesc. Ei au ajuns pe o scară a lui Maslow mult mai înaltă, adică nu se mai uită la ceea ce înseamnă bază, cum îți faci casa, cum te hrănești și așa mai departe. Pentru ei contează ce învață nou. Ori eu cred că cine are o afacere în domeniul turismului, cum ar fi o pensiune sau chiar un hotel cu o temă tradițional românească, ar trebui să fie foarte atent la servicii și mă refer inclusiv la ateliere. Ateliere de creație, de olărit, de țesut, ceva care să-i dea străinului o experiență practică, ca să învețe ceva nou. Și așa să se bucure de tradiție. Apropo, bine că mi-ați amintit de chestiunea aceasta. Cam cât de scumpă ar fi ea amenajarea unei astfel de locații, unui astfel de atelier în cadrul unui hotel, de exemplu? Să zicem că există un hotel undeva pe litoral, dispune de niște elemente tradiționale impuse printr-un fel sau altul acolo și se dorește realizarea unui mic atelier care să cuprindă o mașină de olărit, eu știu, de-astea de țesut, un război și alte elemente. Cam cât ar costa toate aceste elemente fizic vorbind? Scoatem banii din buzunar și cât scoatem? Nu pot să-mi dau seama, dar pot să mă gândesc că s-ar putea realiza niște joint venture între hoteluri și școli de artă. Avem atâtea școli de artă, avem universități de artă care au în dotare de la războaie de țesut până la mese de olărit. Avem muzee. Deci se pot face niște lucruri extraordinare, se pot interconecta aceste spațiu privat cu cel instituțional cultural într-un mod extraordinar. Adică de ce nu ar fi chiar o idee de business și care ar presupune investiții mult mai puține. Bun, vreau să mă întreb și ce părere aveți despre bucătăriile pe stilul rustic? Bucătăria nu este bucătărie în ziua de astăzi dacă nu are toate dotările ei de bază, adică electrocasnicele. Deci nu se mai poate vorbi despre o bucătărie doar dacă ne raportăm la mobilier. O bucătărie adevărată este cea care are tot ce îi trebuie. Și bucătăriile rustice au succes în continuare. Deși, repet, rusticul este reinterpretat. Adică se vorbește despre un trend, de exemplu, urban folk, da? E un stil folcloric, ca să zic așa, adaptat în locuințele urbane, care sunt mici, se știe. Și mobila de bucătărie, care are finisaje de lemn sau asemănătoare cu cele ale lemnului, da, are mare succes. De asemenea, este stilul provençal, stilul rustic francez, la mare vogă la noi. Foarte mulți oameni sunt atrași de acest stil pentru că are o notă de eleganță și de rafinament, deși este un stil rustic. Da, deci am în continuare căutare. Vreau să vă întreb, ar fi, nu știu, indicat să zic, să amenajăm pe stilul rustic jumătate din locuință și cealaltă jumătate să rămână exact așa cum era? Sau facem doar bucătăria pe stilul rustic și restul casei o lăsăm... Eu m-aș feri să dau astfel de sfaturi, adică să indic ceva. Cred că fiecare poate să-și găsească vocea, dar dacă se simt bine, nu știu, de exemplu, într-o pensiune și ar vrea să recreeze într-un fel decorul de acolo acasă, cred că ar trebui să ia în considerare mai degrabă finisajele. Cu finisajele dintr-o casă poți să evoci o atmosferă foarte frumos fără să te complici neapărat cu mobila, de exemplu. În ce măsură se pot face toate aceste amenajări fără a apela neapărat la un designer de interior? Prin documentare, să citească bloguri, cum e al meu. Deci pe un blog de fashion și deci am o curiozitate maximă la care le referitor la bloguri. Nu știu dacă vreți să răspundeți sau nu, am să vă întreb. Se câștigă bani într-un blog de home and deco, design style? Da, eu câștig bani pentru că în spatele acestui blog am 17 ani de experiență în domeniu. Și pe lângă, deci se câștigă, asta e important. Da. Nu ne spuneți cât, nu trebuie să intrăm în alte detalii. Da, vreți să vă zic cât? Vă rog. La un an după ce mi-am dat demisia, câștig între 3.500 și 4.000 de euro pe lună. 3.500-4.000 de euro dând sfaturi corecte de interes larg celor care vor să-și amenajeze casa într-un stil sau altul. Eu îi informez, eu sunt jurnalist, eu fac legătura dintre ceea ce se întâmplă în piață, dintre ofertă, ca să zic așa, și potențialii clienți. Mi-am creat o comunitate în jurul meu.
Și acești bani nu sunt exclusiv din blog, ci și din activitățile conexe blogului. Nu știu, sunt gazdă de evenimente, sunt copywriter în agenții de publicitate pe campanii punctuale. Sunt multe provocări pe care le implică meseria de blogger. Am înțeles. Când vine vorba de, că mi-ai spus, de evenimente, când vine vorba de organizarea de astfel de evenimente, cum reacționează românii când, eu știu, li se transmite mesajul că va fi organizat un târg, un eveniment cu o tematică, nu știu, alegerea stilului, designul interior pe temă rustică, să zic. Cum reacționează românii? Târgurile rustice, cu temă rustică, cum sunt, de exemplu, la Muzeul Țăranului Român, au mare succes. Au mare succes pentru că intermediază, facilitează, de fapt, întâlnirea dintre meșteri, chiar meșteri, că la standurile de la Muzeul Țăranului nu sunt acceptați decât meșterii agreați de către Muzeul Țăranului Român, cu publicul. Și sunt lucruri veritabile. Da, au mare succes și sunt din ce în ce mai căutate. Adică de fiecare dată când am scris un articol despre un astfel de târg, reacțiile au fost imediate și explozive. Înțeleg. De obicei, când vin turiștii la noi în București, frecventează și merg, nu știu, este al doilea sau al treilea punct de atracție al capitalei, dacă nu mă înșel, corectați-mă. Nu, da, este corect. E Muzeul Satului. Muzeul Satului. Nu neapărat Muzeul Țăranului. Muzeul Satului. Cam câți turiști atrage anual Muzeul Satului prin faptul că avem o arhitectură și un stil rustic implementat acolo? Nu știu această cifră, dar știu că este un reper întotdeauna. Din păcate, nu este un reper și pentru noi. Adică, de exemplu, aș sfătui cineva care dorește să-și construiască o casă în stil rustic, o pensiune, un hotel și așa mai departe, să facă o vizită înainte acolo. Bun, este o idee foarte bună. Nu m-aș fi gândit la ea, la a merge neapărat acolo, ci mai degrabă aș fi vizitat vreun sat de prin Maramureș să mă inspir. Nu, acolo la muzeu este practic un rezumat al tuturor stilurilor de construcții care s-au făcut vreodată în țara asta. Deci chiar cineva care își dorește o casă, nu știu, de exemplu pe Valea Prahovei, poate să găsească la Muzeul Satului case specifice Văii Prahovei, care se făceau pe vremuri. O concluzie pe final de emisiune, aș vrea să vă rog la acest stilul rustic care atrage turiștii în România. Un stil rustic implementat atât în case, în hoteluri, cât și în demipensiuni și pensiuni din toată țara. O concluzie. Concluzia ar fi că stilul rustic este cald, ne aduce aminte de copilărie, de copilăria petrecută la țară, ca să zic așa, și totodată, foarte important, este asociat cu un stil de viață sănătos, cu alimentație eco, cu spa-uri, cu tot ce înseamnă relaxare și ingrediente naturale. Perfect. Mulțumim frumos, Adela Pârvu. Mult succes cu acest blog care deschide puțin orizonturile și ne ajută atât pe noi cât și pe ceilalți să ia cele mai bune decizii când vine vorba de amenajarea locuinței și numai. Mulțumim frumos pentru prezență. Mulțumesc și eu. Cam aici ne oprim cu emisiunea de astăzi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare pe parcursul săptămânii. Urmăriți-ne la The Money Channel. O să începem și câteva evenimente speciale. Vă las în continuare cu The Money Channel. Urmează principalul jurnal de știri. Rămânem pe pagina de Facebook Metropolis cu Constantin Opriș. Seară bună!